Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Retro Pack Opening. Am văzut că episodul de data trecută a prins chiar bine așa de-a lungul timpului și am zis că hai să mai fac încă un episod, că Etena avem o grămadă de monezi și oricum nu cred că mă mai joc eu FIFA 14, deci de ce nu? Hai să ne distrăm cu aceste monezi să vedem. Deci sigur, cât noroc, spus în ghilimele, avem noi în acest episod. Ia să vedem. Hai să vedem și câte like-uri putem strânge așa din start. Să dăm așa din start câte like-uri putem strânge la acest video. Ia să vedem aici ce avem noi. Kitul Real Madrid. Dacă încă mă jucam eu FIFA 14, ar fi fost ceva, ar fi fost ceva. Dar aia e. Bun, hai să vedem pack-ul numărul 2. Oare va avea mai mult noroc sau mai mult cancer? Ia să aflăm. O, bum! Da, cancer. Nimic, mă, nimic, 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 nimic. Ce-i drept, da, pack-urile astea tot timpul fost canceroase, din orice FIFA 14, 15, 16, tot au fost haos, haos. Ia mă ce kit fain avea Wolfsburg pe aici. Bă, ce frumos a fost kitul ăsta. Incredibil, ce frumos e kitul ăsta, mă. Îl păstrez, nu mă tragi de ce, dar îl păstrez. Aoleo, frumos kitul Wolfsburg. Am o parcă un picuț prea încărcat. Asta din 2016, opinia mea. Parcă un picuț e cam încărcat. E ciudată îmbinarea de culori, să zic așa. Bă, stai un pic, pe ăsta nu l-am prins fix mai înainte, pe Filipe Melo. Bă, iar l-am prins pe Filipe Melo. Ce dracu, frate? Deja de două ori la rând l-am prins pe Filipe Melo. Ia să vedem, îl prindem din nou pe Filipe Melo. Ha, ce chestie. Opa! Hai să vedem. Filipe Melo. Da, de unde? Da, de unde? Numai gunoaie, mă, nene, mă. Numai gunoaie, mă, nene, mă. Oricum, hai să vorbim și despre noul FIFA care apare, FIFA 17, bă, deci serios, de-abia aștept să apară acel joc, că vreau să revin cu channel-ul la forma noastră veche. Știți bine, când FIFA-ul era punctul cheie, miezul de pe acest channel, vreau să refiu acolo, pur și simplu FIFA 16, cum să zic, parcă nu știu, nu m-a mai captat la fel de mult ca și FIFA 14 și 15 și totodată s-au schimbat părțile alea de gameplay, parcă s-a schimbat cu totul jocul însăși în FIFA 16, în sens și cum ăsta, cum miști jucătorii, cum șutezi mai ales, nu mai contează pace-ul, trebuie desigur să faci multe pase, asta nu era problema, pur și simplu s-a schimbat mult jocul și m-a prins pe nepusă masă, că mai țin minte la început, când am început să mă joc, desigur în offline am început, normal să mă obișnuiesc cu jocul și îmi aminteam de câte ori o dădeam mingea în bară, bă, de câte ori dădeam mingea în bară. Nu dădeam gol, stai că nu dădeam gol, nu vine să cred că vă zic asta, dar am luat-o de pe World Class, că eu niciodată n-am fost un jucător profesionist de FIFA, dacă unii ziceți că da, eu rămân pe sistemul, bă, eu nu mă dau mare spartan aici, dar îmi place să joc FIFA așa în pauze, în timpul liber și desigur am zis că normal, hai să fac un channel pe sistemul ăsta, mă rog, am început cu mai, aleu, nu intrăm în detalii. Așa, și desigur eu vreau să readuc la viață acele momente superbe din FIFA și desigur FIFA 17 sper să îmi dea această putere. Ia mă ce frumos e kitul ăsta, olele, cu Kausberg, cu tot acolo, superb mă, superb kitul. Bun. Și desigur, odată ce apare FIFA 17, începem o grămadă de serii vom face, dar totodată, hopa, în sfârșit niște jucători buni, frate, Shaqiri și Valencia, bă, în sfârșit niște jucători buni, mă rog, jucători buni, cumva zis, adică în sfârșit e gold rar și jucători, adică, come on, în sfârșit, frate, în sfârșit, ceva care poate dă semne, dar vă dați seama cum ar fi să-l prind eu pe Messi, acum? Deci fix așa după vreo 2 ani, eu n-am mai jucat, nici nu mă joc FIFA 14 să-l prind gen pe Messi sau pe Ronaldo acum. Cred că m-aș lua de cap, aș zice, bă, bie că pici acum când eu nu mă mai joc jocul. Vai, doamne, parcă nici n-aș vrea să-l prind, că după aceea mi-a fi ciudă gen. Nu, lăsăm acolo, lăsăm acolo.
Oricum, ia să vedem ce mai prinde mai aici. Ia mă, ce poză șmecheră are tipul ăsta. Bă, ce poză șmecheră, mă. Absolut șmecheră poza aia. Absolut genială poza aceea. Bun, încă nimic, încă nimic. Cel mai bun a fost Valencia și Shaqiri de până acum. Și deja am mâncat vreo 50.000 de monezi. Opa, s-a blocat. Classic FIFA 14. Încă mai țin minte în FIFA 14 cât de multe erori au fost aici cu astea de deschidere de pachete, parcă și jocul gen se opra și zicea: nu mai deschide pachete, nu fi prost, nu mai deschide pachete, nu mai deschide, nu fi prost, bă, nu! Și arunca afară din astea de la pecuri. Dar totuși din nu știu ce motiv, nu știu să mă explic așa, FIFA 14 desigur a fost printre primele FIFA-uri care chiar m-a captat, Ultimate Team-ul. Normal că alte FIFA-uri au fost mai frumoase, încă mai țin minte FIFA 2006-2005 au fost ceva, la momentul lor au fost ceva wow. Încă mai țin minte 2006-le, vai ce momente faine am avut în 2006. Ăla mi s-a lipit bine de mie. 2006-le a fost așa momentul când chiar am început să devin mult mai spre FIFA, că până atunci mai jucam, dar mă plictiseam, ștergeam, nu știu ce, nu știu cum. Dar de la FIFA 06 chiar am început așa să, știi, să stau și să zic: da mă, ia, așa fac, așa fac, așa era, mua. Și ce echipă avea Milanul pe atunci, vai de viața mea. Frumoase vremuri, frumoase vremuri. Acum, aia e. Oricum, sper ca FIFA 17 să rezolve anumite probleme și, desigur, să-l facă iarăși așa, nu știu, acel ceva. De exemplu, ia uitați-vă aici cât de mult m-am jucat în FIFA 14 și cum mai țin minte ce serii frumoase am făcut în FIFA 14. Pur și simplu am adorat jocul ăsta. 204 victorii, 105-7 înfrângeri. V-am zis că nu sunt profesionist. Și 50 de egaluri. Bă, fraților, aici sunt peste, ia, 304, bai de pula mea, pe 400 de meciuri, fraților. Pac, 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 400 de meciuri per total. Bă, e ceva, opinia mea, nebunie să joc eu, pardon, să joc eu 400 de meciuri online, mi se pare ceva, wow! În FIFA 16, nu știu, am jucat 100 de meciuri online în FIFA 16. Nu, nu știu, na. Sper să fie 17 ceva mult mai epic. Desigur, aici sunteți și voi, voi bineveniți să vă spuneți opiniile în comentariile de mai jos, desigur. Ce părere aveți și voi, să zicem așa, dinspre FIFA 2014, 2015, 2016. Deci între astea 3 FIFA-uri, 14, 15, 16. Opinia mea între astea 3, cel mai bun a fost FIFA 14. După FIFA 14 urma FIFA 15 și la FIFA 2016 o vrut ei să facă ceva acolo, trebuie să zic, o vrut ei ceva să facă frumos acolo, dar parcă le-a explodat tot în față. Și nu zic eu doar asta, sunteți invitați să uitați și la alți de ăștia pro FIFA player, nu ca nebunul de mine, care, na, ia, Mad HD Gamer, KSI, ăla, care până și ei au zis că nu poți să zici că jocul e groaznic, dar e cel mai nereușit FIFA de până acum, asta de 16, prea. Nici nu e real, nici nu e realist, adică frate, trebuie vreo 500 de ore până să facă la pasa, până să facă la aia sau aia sau aia. Am un bine, nu știu de ce am abordat acest subiect aici la pack opening-ul ăsta, dar n-am simțit așa nevoia. Bun, ia să vedem Kawashima, ăsta e gold rar. Dacă eram pe vremuri încă, dacă eram pe vremuri, cred că era șmecher ăsta pe piața de transferuri. Dar acum, nu știu ce a fi. Bun, azi mai deschidem un pachet, ia să vedem. Oh, bună, bă. Și am fost acolo un gord rar, deja intram așa în moodul ăla de sărbătorire, da. Aoleo, mă, nene, mă. Dacă eram în FIFA 16, deci dacă am aș fi fost în FIFA 16 și am consumat deja aproape 80, dacă nu am consumat deja 80.000 de monezi, mă rog, coins, că am văzut odată unul care m-a atenționat: Deadly, nu se spune monezi, se spune coins. De ce pula am zis? Coins egal monezi în română, da? Na, ok, zicem coins, să nu-i supărăm pe mai mari noștri comentatori. Așa, ei să vedem aici un pack cu Falcao. Oleo, atunci când Falcao s-a dus la AS Roma, mama. Ia mă, Lukaku, opa. Mă rog, din câte monezi am băgat eu și să-mi pice numai Lukaku,
haos, groaznic, groaznic rău de tot. Dar totuși, totuși sper eu că va reveni la viață totul în FIFA 17. Într-un fel mă și enerva până și Ultimate Team-ul, că de asta în mare parte mă leg aici, nu de remote sau alte chestii. Este faza aia, frate, că tare mare accent s-a pus până și pe chemistry. De exemplu, în FIFA 14, am o grămadă de serii și mai mult, că sigur mulți dintre voi le rețineți, în care pur și simplu luam așa pack-uri la Andala, le deschideam, ne distram, chiar dacă nu era chemistry, reușeam să câștig meciuri ce drept, atunci eram și în formă, dar parcă nu era așa accentul mare pe chemistry, bine, tot era accent pe chemistry, normal, dar parcă, nu știu, parcă era mai... mai diferit, parcă, știi? Adică, băgai unul care n-avea chemistry, dar jucai cu el, mă, nu-l simțeai cât e parcă ai fi amputat picioarele. Cel puțin asta, mă rog, din perspectiva mea. Și ia-l-ai, mă, pe Robinho aici, mă, Robinho, ai de capul meu, mă. Bă, ce istoric a avut jucătorul ăsta. Mă rog, înainte de a ajunge la Milan. Aoleo, mă, nene, mă, Robinho, mă. Acum parcă Robinho a ajuns în China, dacă rețin corect, acolo, prin zona asiatică. Prin China, pe undeva, am un căzic China, Japonia, etc., etc., pentru mie tătuna aia, asiatici și asiatici. Mă rog, acum știu că o să-mi reproșeze câțiva, da, dar, na, scuzați, na, știu că Japonia, Japonia, China, China, Corea, Corea, așa. Ia-i, mă, și pe Douglas Costa, Dumnezeule, când te gândești că ăsta a evoluat așa de mult și acum s-a transferat în China. Bă, ce putea fi jucătorul ăsta, Douglas Costa, mă? El se duce în China, în loc să fie cel mai mare jucător, bă, dă-o în pula mea, mă duc la bani, mă duc la chinezi. Oricum, sătuțile sunt frumoase, eu sunt negru și mare și plin de bani, e clar. Viață bună duce el acolo. Ia-l-ai, mă, pe Niang. Niang, înainte să schimbe naționalitatea, frate, wow. Acum nu ai naționalitate franceză, dar n-ai trebuit să schimbe naționalitatea. Bă, și pe atunci, fii atent ce cartonaș șmecher are, frate. Erev, am știut eu, mă, mama mia. Când mă gândesc că am un FIFA 16, dacă te uiți la cartonașul lui Niang, este este de bază, ceea ce e ok, dar acolo dacă te uiți la celelalte poziții pe care poate el juca, este Elev. Erev nu mai este. Și asta mi se pare foarte ciudat. Adică, de ce nu mai poți juca cu el pe poziția de Erev? Am un, mă rog, poți să te joci chiar dacă nu scrie acolo pe cartonaș care weak foot 4 stele și stați în știți, jucătorii la Milan îi cunosc chiar bine, deci atât are 4 stele. Bun, ia să vedem așa, deja ea că rămâne fără monezi, dar noi baile pe tăte le futem, tăte monezile vor fi futute aici în direct, că na, vreau să ne distrăm, nu? Așa și trebuie, mă, nene, mă. Vreau să stric tăti monezile, că oricum nu cred că mai este player aici pe 14, doar așa dacă, mai mult că sigur voi ați vrea să jucați cu mine, dar rest, să zic acum dacă aș da un random game, mai mult că sigur n-aș găsi pe nimeni, dar oricum, da, mi-dor mă de vechi FIFA, de FIFA-ul ăsta, așa de fain era făcut Ultimate Team-ul și tot, mamona. Amuna, hai să deschidem și niște pachete de la de național, ha? Ce-ar fi? Da, nu, că alea stricky-flicky, nu? Sau să deschidem ultimele 50.000, ultimele 50.000 de monezi, le voi deschide în chestia aia, dacă mai funcționează, în ala de cupă mondială, bă, și aia ce epic a fost, bă, deci dacă FIFA nu se futea la bani și alte tâmpești și se grăbească, bă, și prindeau licența înaintea celor de la PES pentru Euro, mă, era fain. Era fain, scoteau și bani, că lumea mai băga, mai investea bani în aceste pack-uri. Dar cei de la FIFA au fost idioți, culmea, n-au vrut, nu ne-au vrut banii, se pare că, și așa că Etena n-a fost să fie. Matici. Olio, 54.000, hai că le spargem aici tătie de la încolo de... Că acolo țes cartonașe bune de alea încolo. Iui, Subasic. Wow, Subasic Silver rar, mă. Și acum e gold rar acest Subasic. Și cred că el e și portarul titular, de fapt, la echipă, dacă rețin corect.
Ai, mă, Subasi, și într-o fel e fain să revii așa în retro FIFA și să vezi anumite cartonașe, ea cu Niang, care na, încă nu și-a avut schimbată naționalitatea, și acum ea ăsta cu Subasic. Foarte tare, mi se pare foarte tare câteodată așa să vii cu câțiva ani în urmă și să vezi și cum erau cartonașele jucătorilor pe atunci. Ia să vedem, Ros, aoleu, cine e dracu și ăla? Ia mă, numai badge-uri, frate, patru loguri de alea de club mi-odată, bă, patru loguri de club, mama ta, mă, nene, mă, ce dracu! Iară gunoaie, desigur, sunt obișnuit să primesc gunoaie de la jocuri. Ah, norocul meu. Bun. Oh, Caceres, ok, Caceres. Și Mourinho. Era scump Mourinho. Să-l cumperi tu pe manager Mourinho FIFA 14. Aroncai vreo 3.000 de monede și așa era ceva 3.000 de monede. Și acum ești ceva 3.000 de monede, deci. Ia mă, Stamford Bridge. Oh, lolo. Oh, lolo. Ia mă, stai cumva jucător de la Al-Ittihad, așa e? Ăla e logo de la Al-Ittihad. He, unde ne-a pițurcă? Mă rog, unde a fost, ca din câte am înțeles și-a dat demisia. Iar. Unde a fost ne-a pițurcă, nu? Iar și pe Hutt. Hutt ăsta acum e la campioana din Anglia, nu? La Leicester. Leicester. Fuck. Limba asta, iar mi se nouă de în gură. Aoleu, mai avem 10.000 de monede, ceea ce înseamnă ultimul pachet. Acesta este ultimul pachet pe care îl voi deschide aici. Să vedem ce va fi în ultimul pachet. Am spart astăzi, fai, cât am spart astăzi? 200 de mii, 100 și ceva de mii. Am spart o grămadă de monezi, o grămadă de monezi am spart aici pentru voi, pentru distracția voastră oricum. Na, nu mai jucam FIFA 14 și da, mă gândeam să ne distrăm. Și ia să vedem, aici când ajungem, ia, l-avem pe Caceres, l-avem aici pe Caceres. Le băgăm așa oricum, nu cred că oamenii să le cumpere, dar le bag așa random. Așa, pac, ia, Defoe l-a mai prins, Lukaku l-a mai prins, așa că e cât interesant. Mourinho, Chiquita lui Manchester City, m-am gândit că poate scot niște bani. Aoleo, ia așa, pac, pac, tiridare, vin banii. Ia, Stamford Bridge a mai prins. Na, deci vă dați seama, mă, câți bani am băgat în joc, în pack-urile de astăzi și fiți atenți ce mi-a dat. Fiți atenți ce mi-a dat, cred că cel mai bun e după overall, dacă ne luăm după overall, cred că e Valencia, după overall. Cred că el e cel mai bun, în rest nu cred că am prins unul peste 83 overall astăzi. Deci, da, bizar, bizar. Da, aia e norocul meu, ăla e norocul meu. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Bun. Am băgat acolo alea, tâmpenile alea, tăti acolo. Fii atent, frate, 28.000 de live transfer. Sunt numai 27.000 de chestii aici, fraților, pe transfer market, incredibil. Cineva cumpără chestia asta, ia, că nu văd niciun bid now sau cea de genul. Ia, nu văd niciun bid now. Ba, 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 hopa, pentru Van der Vaart, ia uzi. Ho, Van der Vaart este căutat. Iauleo, Balotelli, bă, ce bun era Balotelli în FIFA 14, Dumnezeule, era o bestie de neoprit Balotelli, mă. De neoprit era Balotelli. Nebunie maximă. Bă, și totuși, cred că fața la labă au fost folosite deja de vreo și în FIFA 15 și FIFA 16, parcă e tot la fel la labă asta, mă. Parcă tot la fel arată acest alaba. Ia, Cristiano Ronaldo, portocaliu, ulolo. Gareth Bale, Team of the Season, presupun că e cu galben în spate. Aoleo, ce fain așa să te mai uiți. Ia, mă, un român, dar e negru, e țigan ăsta, nu? Bozga, Bozga. Aoleo, de negru, mă. O fi cea neam de-a lui Nicoliță. L-a dus Nicoliță în lumea fotbalului, a zis, hai bă, stai liniștit și stai liniștit, prietenaș, am eu relații, am eu pile. Bun, oricum, aici se oprește acest video minunat de pack and opening din FIFA 14 și acum să șterg jocul ăsta de pe calculator și desigur ne auzim pe data aviatoare și toată dată mulți m-ați întrebat ce squad am eu în FIFA 14, cam ăsta e squad-ul care l-am eu, da, e cam ciudat squad-ul, dar ăsta e squadul, aici avem așa câțiva de ăștia verzi, verzișori, Lewandowski, Royce, Top Practim of the Season, Hummels, Neuer. Și aici am așa o rezerve, Alan Dala, cum să nu-l ai pe rezervă pe Balotelli și Barbo. Aici cred că a fost cea cu Jerome Boateng, deci s-a accidentat sau cea, l-am pus acolo. Aia e, nebunie. Bun, și aici ne oprim.
Și desigur, hai să vă arăt și My Club. Hai să vă arăt My Club, că am 151 de jucători, nu? Ia, aici sunt toți jucători pe care am eu, de așa special mare parte am vândut. Mai mult ca sigur, da. Nu mai sunt așa câțiva, cred că ea din BPL, ea Jovetic, când era la Manchester City, acolo în Asri, în parcheti. O, Ardat Uran a fost acolo. Mă rog, jucători de ăștia de gold, mare parte aia ce-a fost cu adevărat bun, mai mult ca sigur am vândut. Cum a fost și Pogba ăla verde, l-am avut eu aici în transfers. Oricum, asta a fost, sper că v-ați distrat, eu nu, într-un fel chiar m-am distrat, am văzut așa mulți jucători cum a fost acum 2 ani și totuși 2 ani, ai zice că nu-i mult timp, dar totuși când îi vezi pe unii ai zice, mamă, totuși cât timp a trecut, ia mă, a evoluat de la silver la gold și, na, e frumos, așa un pic nostalgic. Bun, hai să vedem câte like-uri putem strânge, dacă am putea strânge 1000 de like-uri ar fi nebunie maximă. Și desigur ne auzim pe data viitoare, vă urez numai bine, bye bye.